Tudor Gheorghe, ce pasăre rară sunteți. Sunteți pasăre rară. Nu vă plac camerele, nu vă plac studiourile de televiziune. Nu. Mă, de ce se tămin, Dane? Mie îmi plac, lor nu le place de mine. Știu că apăreți rar, așa mai încet, mai... Nici n-am unde să apar. Mi-a spus odată domnul Adrian Păunescu un lucru extrem de interesant. Degeaba ai emițător dacă n-ai receptor. E adevărat. Mai sunt receptoare pentru... Sunt. Sunt? Sunt. Adică dovadă sunt sălile mele de spectacole care pixite. Sunt peste tot, da. În toată țara. Da, da, da. Și culmea care, spre marea mea bucurie, dacă în perioada anilor 2000, să zicem, la începuturi, vorbesc de perioada asta, publicul care venea la mine era majoritar în vârstă, să zicem, care mă cunoscuseră dinainte de 89, pentru că facem o paranteză, dar trebuie să știi că am avut o perioadă, un hiatus enorm. Adică eu am fost oprit în 87, am avut o tentativă de a reîncepe viața mea de spectacole în 90. Mi-am dat seama că toate speranțele mele, toată credința mea că după 90 se va modifica ceva, că nu vor mai fi șușanelele alea cu poze albastre puse, toți artiștii cu fotografii albastre și scris cu roșu. N-ați mers în șușele alea? Niciodată. N-ați apărut pe... Nu, nu. Pe afișe? N-am apărut decât singur. Totdeauna decât singur. E bine, și atunci am zis, nu, pauză. Apăruseră toate spectacolele alea cu vin țiganii din Banat, ții minte cum sunau alea toate, vagabonzi și vagabonde, hoții de nu știu cum, titluri din astea, știi, îngrozitoare. Și atunci am zis, ia să fac o pauză. Și am tăcut 9 ani. 9 ani. Mut ca o lebădă. 9 ani, ca Rubliov. Ca Blaga, la începuturi. 9 ani. Și după 9 ani de zile am ieșit exploziv într-un spectacol absolut fantastic, zic eu, de 7 zile. Un ciclu de spectacole care se chema Tudor deschide poarta și erau 7 concerte la Sala Palatului pe 7 teme diferite. Mi-amintesc, se intra pe sub mână. În niciun spectacol. Da. Nu se repeta niciun vers dintr-un spectacol într-altul. Pe 7 teme total deosebite. De la folclor, la cu orchestra sinfonică și cu academie. Am niște poezii, domnule Tudor Gheorghe. Vă arăt pe prima. Prima poezie e asta. Dom'le, aici e un detaliu absolut sens. Aici se vede originea mea micburgheză. Picioarele goale. Nu numai, nu numai. Faptul că sorul mea ține piciorul pe degetele mele de aici, înțelegi? Da, știi de ce? Da, da, da. Pentru că aveam balegă, mă călcasem într-o balegă și ca să nu se vadă balega, asta i-a zis tata, pune piciorul pe ca să vede balega poza. Și apropo de asta, eram la Paris într-un spectacol, o bilingvă, poezie română-franceză. Și după un spectacol am fost invitat de niște români ajunși între ghilimele, deci că de ăștia cu ifosef. Ei ca ei, ele. E, cu ifosele franceze aici, uitând de unde plecaseră. Țoape. Da. Și îmi zice, dar vorbiți bine franceză, domnul Tudor. Zic, doamne, zic, am avut bonă la mine în sat, două familii și-o permis să aibă neamărina lutreanță care avea o nemțoaică și tata a avut o franțezoaică, că nu știu, a avut o chestie de asta. Și, da, ați avut bonă? Da. Și ați avut o copilărie frumoasă, foarte frumoasă. Îmi aduc aminte dimineața când plecam cu vacile, disputa cea mai mare în familie era dacă să-mi pună în termos, sigur că mama, da, să-mi pună cafeaua cu lapte, sigur că mama era mai... și îmi punea... aveam traist, așa se cheamă, un fel de ghiozdănel din lână de capră, șevră, cum vă place, Doamne, da? Doamne. O, țineam așa și mă duceam cu vacile și seara când mă întorceam, aici era cea mai mare problemă. Am urât toată copilăria mea rațele. Ce zici? Întrebă una.
De canară. Da, rațele. Erau românce. Da, sigur. Dar de ce erau rațele astea? Aveau o viteză mai mare de ciugulit dudele decât mine și mi-ocupau piscina. Și mama nu mă lăsa să intru în piscină decât după ce îmi luam dușul. Că aveam balegă între degete și să nu murdăresc piscina. Ia că fotografia asta. Corect, da. Balegă. Da, cum, vă zici, cum vă zicea tata? Cum vă zicea ai dumneavoastră? Ai mei, bă, mătușile toate îmi ziceau Gogule. Gogule. Ai mei îmi ziceau Gigili, se părea mai așa. Georgică, Gogule. Auziți, mă uit la fotografia asta. Nu știu dacă e reală sau nu povestea. Tatăl dumneavoastră a fost tata a fost martorul minunilor de la Maglavit, a fost în preajma lui Petrache Lupu? A fost acolo, tata, da. Tata a fost acolo, da. Foarte interesant. Mi-a și vorbit, mi-a și povestit. V-a povestit, v-a povestit Petrache Lupu? Da, sigur. Da, da. Celebrele minuni de la... A fost un fenomen social. Oamenii care fabulos. Se uită la noi s-ar putea să nu știe despre ce e vorba. E celebrele minuni de la Maglavit, când unui cioban... I s-a înfățișat moș. S-a înfășit, da, moș. Că el așa se spunea, moș. Da, 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 da. Mulți credeau, mulți nu credeau... No, adevărul e că a fost și acolo o manipulare absolut senzațională. Mm-hmm, mm-hmm. Acum nu pot să-ți jur eu că a apărut clar. Dumnezeul Petrache Lupu, da, înțelegi? Da. Dar ceva s-a întâmplat categoric. Ce v-a povestit, tata? Transformarea lui, acelui cioban, Petrache Lupu. Da, care după întâlnirea cu Duhul, cu Sfântul, cu Dumnezeu, s-a iluminat, adică avea cu totul altă dată. A făcut minuni, spun unii, în fața a zeci de mii de oameni. Da, bineînțeles, da, bineînțeles. Cea mai mare minune a fost, însă s-a speculat foarte tare și asta, financiar vorbind. Acum facem o paranteză în timp. Iată, acum, anul trecut, am fost la Maglavit, când am inaugurat, invitat de înalt preasfântul Irineu de la Craiova, mitropolitul Olteniei, la sfințirea unei mănăstiri, la Maglavit, locul unde chiar Petrache, da. Da, Petrache locul. Am altă poezie, domnule Tudor Gheorghe. Mai am una. O, doamna Tudor Săreacă. Doamne, aici am făcut armata la Bacău, unitatea militară 01184, la infanterie. Înțelegi? Am avut de stat în armată 6 luni de zile. Am terminat Institutul de Teatru în 66, în vară, și în 67, în ianuarie, după ce debutasem ca actor la Teatru din Craiova, m-au luat la armată. Cum ați cunoscut-o pe doamnă? Pe am student, deci o știam din facultate. Adică era mai mare decât mine, era în anul 4, eram în anul 1 și la intrarea în holul din Institut, Măgurean, pe strada Măgurean numărul 1, acolo deasupra Teatrului Bulandra, acolo era Institutul de Teatru. La intrare era un panou nemândrit cu fruntașii noștri. Și ea era acolo. Ea, Irina Petrescu, Mariana Mihuț, adică a fost aceeași promoție. Bă, și ea era cea mai frumoasă și mă uitam la ea, zic, doamne, ce mișto e gagică. Eu îți dai seama, n-aveam 18 ani. Și mă duceam, i-a terminat și mă duceam la Cassandra să o văd în rolurile pe care le juca. De unde să uite asta la mine? Știi că ăia de anul 4 nu se uită niciodată la ea de anul 1. Da, ea a plecat la terminat facultate, eu am rămas. Mi-am terminat și studiile. N-am vrut să rămân în București, aveam posibilitatea. Pe diploma mea de diplomat în arte scrie nota 10. Eu am terminat cu 10 facultate. Și acolo, în facultate, ați întâlnit-o, ați cunoscut-o? Nu. A, păi, o știam așa, o ziceam să rămână chestii, dar ce se uitau, da. Și când ați cunoscut-o? Când m-am întors la Craiova, actor la Craiova, peste cine am dat? Tovarășa, zic, nu mai scapi. Am, și așa s-a legat. V-am văzut odată, eram în Chișinău, în Parcul Central, și erați cu doamna. Și toți moldovenii din Chișinău își dădeau coate, uite-l pe Tudor Gheorghe cu doamna. Și doamna avea un mers aristocratic, așa. A făcut dans și de aici s-a tras, avea și ținuta asta. Da. A fost o femeie deosebită. E prima ieșire a dumneavoastră în public după plecarea doamnei. Da.
cum vă alinați suferința? Scriind, lucrând. În clipa în care am făcut un spectacol, am în spatele meu obligatoriu încă două gata. Și pe mine mă amuză chestia asta, știi, că apare câte o fătucă din asta siliconată care a scos un cântec, un CD, un album, nu un album, un cântec. Ceva, da, da. Da? Da. Și toate televiziunile sar și de dimineață la, nu știu ce, ceea ce merge. Vă doare România asta care arată așa, nu? M-am obișnuit cu ea. Am trăit și vremuri mai rele. Pentru mine, vezi, adică faptul că m-am izolat și mi-am găsit sprijin, asta este fantastic. Faptul că mi-am găsit sprijin în ceea ce fac plăcere. Este o alinare extraordinară. Am rupt orice zid, știi, cu lumea de afară și m-am... Ați putut să rupeți? Am putut, da. Care-i secretul? Cum faceți asta? Închideți telefoanele? Nu vă uitați la televizor? Cum vă izolați? Cumva trebuie să te izolați. Cum vă izolați de lumea asta? Nu trebuie să te izolezi renunțând la telefoane și la informații. Nu te uiți, dar filtrezi. Adică spui, dom'le, asta nu mă interesează, asta nu mă interesează. Nu, asta nu cred. Dar ajunge informația la dumneavoastră. Sigur că da. Bă, pe mine mă amuză. Vreau să spun că eu tot ce văd balamucul politic din 2000 încoace, pentru mine este un real amuzament. Cu durere spun asta. Cu durere. Cu ura lui Cioran. Nu chiar, că Cioran... Cu durere. Da. O să dau povestea asta. Vă mai întreb, uitându-mă la doamnă și la dumneavoastră, era Tudor Gheorghe acum în fața camerelor și a luminilor fără fotografia asta? Nu știu. Ea mi-a fost un sprijin absolut, absolut adevărat. Absolut adevărat. Adică ea, practic, s-a sacrificat într-un fel, ea fiind o foarte bună actriță. Ea s-a sacrificat punându-se practic în slujba mea. Adică, de la scris, îți dai seama, în perioada când n-am avut copilul, de pildă, și îmi scriau tot felul de fătuși pe vremea aia, se, așa. Ea le răspundea. Excelent. Ea le răspundea. Excelent. Era acum, n-am mai îndrăzneață, sigur că avea și un rafinament și era o femeie foarte deșteaptă. Și... îmi citea din când în când, uite ce i-am răspuns, să știa. Una care tot insista că vrea să mă ia de bărbață și ea îi spune, draga mea, eu sunt soția lui, sunt de acord. Dar fii atent ce pretenții are. Și începea să-i scrie. E o femeie de spirit. Fugea aia de numai mă ca pământul când vedea ce pretenții puteam să aibă. E o femeie de spirit. Da, da. Dau o poezie, domnule Tudor Gheorghe. Dau poezia mai departe. Oh, ce fotografie asta! Oh, ce fotografie! Adrian Păunescu, e o nuntă aici. Da, nunta mea. Nunta dumneavoastră. Nunta mea cu doamna Tudor. De aici e o poveste foarte frumoasă. Adrian m-a cununat și conform obiceiului a trebuit să mă duc să-mi iau nașul cu lăutarii. La primul urcă la nuntă la mine m-a nus lăutari din Gorj. Spre supărarea lăutarilor din Dolj. Au spus, cum mă? Vine ăla cu lăutare de... Și nechemați la nuntă la mine, au venit ai lui Dindiri, o trupă mare din Cârbunești, de mari lăutari, înțelegi? Și am pomenit și cu oștelanți de la Craiova. A început un dialog între ei. Excelent. Înțelegi? Și nu spun că nașul a venit cu cenacul Flacăra. Păunescu, da. Și am pomenit că a venit cu o fătucă elevă prin clasa 10-a, 11-a, nu știu ce. Maria Dragomiroiu o chema. Da, mă, era elevă, înțelegi? Extraordinar. Și a cântat. Eu n-am auzit, nu știam cum cântă, habar n-avea. Dacă avea, era și atât de tânără. Și a cântat ea cu lăutarii, bă, și mi-a plăcut atât de tare. Și a zis, băi, fata mea, o să faci carieră. Ziceți-mi, uitându-mă la fotografia asta, cum era Adrian Păunescu ca naș? Cum era Adrian Păunescu? Ați păstrat, ați avut relația aia spirituală în biserică? E părintele spiritual? A fost. Nu. Păunescu nu avea, nu puteai să-l iei, să-l încadrezi nici pe el într-un fel. Adică era... Sărea dintr-o zonă într-alta atât de repede, dacă noi nici nu ne-am prea înțeles. Adică noi am avut momente de iubire, să zic așa, care durau o perioadă de timp și după aia... Deci,
Mereu ne certam. Dar era o ceartă... Pe ce subiecte? Pe multe. Pe poezie, în primul rând. Pe poezie. De pildă. A, asta să-ți termin povestea, că este foarte frumoasă. Când ne-am dus să-mi iau, m-am dus să-mi iau nașul cu lăutar. Și când am ajuns la Bărca, ăia cântau acolo, nașule, avea un Mercedes și băiatul lui, Andrei, avea 5 ani, 6 ani. Cred că 6 ani avea Andrei. A intrat în mașină, în Mercedes, și a ieșit afară și a încuiat mașina. Și nu era Dacia, s-a deschis cu levierul, era Mercedes. Și a rămas, nu spun, o oră și ceva până a venit unul din un mecanic de acolo și a reușit să desfacă. Am ajuns, mă rog, a fost o poveste frumoasă. De ce spun asta cu Adrian? El la un moment dat, el era genul de individ care trebuia să acapareze tot. Înțelegi? El era alfa. El trebuia să... era tipul dominator. Eu când am avut șansa, mă rog, eu am început cena cu flacăra. Asta se știe mai puțin, dar nu contează. L-ați copt flacăra împreună cu Păunescu? Da. Ați copt cenaclu, adică ați... Da, adică prima... Păi așa a fost. Nu știam. Păi dar nimeni nu știe. De fapt, în 74, cred, în Slătinea, nu? A avut loc prima ședință a cenacului Flacăra. Prima ședință a cenacului Flacăra, care avea, cum să spun, membri de onoare, Silvia Popovici, Ion Alexandru, multe personalități, nu-mi vin în minte toți acum. E bine, își expusese pe perete Mărgineanu, pictorul, ultimele tablouri. A citit din ultimele poeme Ion Alexandru. Poetul Ion Alexandru. Și a debutat în cenacul Flacăra un băiat de la Tulcea, Dumitrescu, care a citit o poemă. Și după aia a cenat. Dezbateri pe. Și cenacul s-a încheiat cu Tudor Gheorghe cântând un cântec. Aia a fost cum ar veni prima întrunire, primele întruniri Flacăra. Fără public, voi. Da. Pe urmă, la a doua întâlnire, tot așa, a venit Dimov, și a citit din poeme, și nu mai știu cine, și iar Tudor Gheorghe a cântat. Așa s-a născut Flacăra? Dansează ursul românesc și acolo este țara mea. E unul din mari poeți pe care vă România vă absolut, absolut. Am avut unul dintre cele mai dure întâlniri cu el, a fost... Când a apărut repetabil la povară, volumul de versuri, mi-a zis, finuțule, îți dau, și mi-a dat cartea și paltul, aruncă-ți o privire să te uiți peste poeziile astea. Și mi-a dat cartea. N-a apărut să încă pe piață. Și am citit și m-am pus, Dumnezeu, cine m-a pus, să fac adnotări, știi? Nu suporta. Și a citit, l-am văzut că stătea așa și întâlnea pagina așa. Și era, avea un sonet acolo unde scrisese, mi-o rău, e adevărat. Și acolo scria, niște țărani spălând murdara sfeclă, versul. Și eu am scris alături, țara pe deal, buciumul sună ujare. Aoleu! A explodat. A explodat, a luat o scrumire și a dat pe ea în mine. Noroc că m-am ferit. Da. Și asta a fost foarte frumos, că după aceea a trimis pe Ionițoia după mine, sau peste Celeanu, nu mai țin minte de ce trupă de preponere avea așa, la Flacăra, absolut senzațional. Și m-am întors și, mă rog, și-a cerut el scuze și a spus, Adrian, știi cum ești tu? Uite, mă nimerea scrumirea aia și eu muream. Te-o chemai pe Elena Ghera, fotografa, sau pe Agarici, da? Și te fotografiau pe tine cum mă plângi tu pe mine și apărea pe prima pagină un poem de 80 de strofe despre... Memoria Tudor Gheorghe. Da, ce mare am fost și ce cutare. Dar uitai să spui o singură chestie, că tu m-ai omorât. Excelent.
repede. Era atât de impulsiv Păunescu? Da, era coleric? Era, dar avea și un suflet extraordinar. Adică asta era, de asta mi s-a părut mie că este tipul, era genial, înțelegi? Trecerile astea de lui de la gingășii incredibile, incredibile ce gingășii putea să aibă. La scrumiere aruncate. La exploziile astea de lui. Caldrece. Da. De altfel asta se vede și în poezia lui. Așa. Adică sunt... Înainte să dau pagina mamei, mai am o singură întrebare, că fotografia asta e de la o nuntă. Auziți? De ce nu cântați la nunți? Un moldovean mi-a cerut numărul impresarului dumneavoastră și al dumneavoastră și mi-a zis, băi, dau 10.000 de euro, 10.000, mă! M-a sunat după o săptămână, nu vrea. Păi, nu știu, înțelegeți cum, dă un sușt. Și mă uit la fotografia asta, cum? De ce nu cântați la nunți, domnule Tudor? Dane, cum să spun, mi-ar face plăcere să pot. Am tot respectul și toată stima pentru prieteni de mei, mari cântători, care cântă la nunți, lăutari. E foarte bine, e foarte bine. Nu-i condamn. Eu nu știu. Eu nu știu să cânt la nuntă. De altfel, m-am și nebunia asta, că eu de câte ori, de pildă, când suntem la petreceri, eu dacă am văzut pahare de vin și băutură pe masă, nu mai știu să cânt. Menirea mea e să mă îmbrac frumos, să ies pe fața publicului, să respect... Public captiv, aveți nevoie de un public să captiv. Să respect publicul meu, care mă respecte la rândul lui și se creează. Și s-a creat de-a lungul unei vieți această relație, această reciprocitate, aceste respecte extraordinare. Eu și când eram încenat cu flacăra, copiii ăștia săreau toți din autobuz, în blugi, cu așa, cântau așa, eu mă duceam în cabină, mă îmbrăcam în pantalonii mei negri, în cămașuță, vestă neagră și ieșeam în fața publicului. Este de respect. Publicul înțelege asta. Dau poeziile mai departe. Un bun prieten al domniei voastre. Romulus Vulpescu. Lui îi datorez intrarea mea în spațiul poeziei culte. El mi-a fost mentor, el mi-a fost inițiator. Cu el am făcut primele spectacole, primul spectacol, de fapt, care se chema O soare la Museu. El era la Muzeul Literaturii Române și primul spectacol l-am făcut împreună. Aleg materialele împreună cu el, eu am făcut muzica, bineînțeles, și am făcut spectacolul. Vezi, am avut șansa asta. Să întâlniți. Da. Să fiți difuzorul lor. Da, să fiu omul lor de aproape. Mai avem oameni, mai avem poezii. Da, tot cu Vulpescu și cu... Ide Sucrianu. Ide Sucrianu l-am cunoscut întâi și întâi la Mamaia Sat. Mă duceam vara la mare și stăteam la Mamaia Sat. Cu Gigi Astalo și o gașcă de prieteni, înțelegi? Eu sunt un bun notător de mare. Îmi place să not în mare. Și am văzut un bătrânel că se duce așa ca nebun încolo, zic, bă, mai iau după ăsta, că cine știe, că duce. Se duce și nu se mai întoarcă înapoi. Așa v-ați cunoscut? Așa l-am întâlnit eu prima dată. Eu vreau să spun că ne-am dus, erau niște diguri acolo, până la digurile alea, și bă, la întoarcere, eu scosesc să mănec și ăsta nu-i tăcea gura și vorbeam permanență și parcă era motoret. Mergeam, n-am văzut în viața mea așa ceva, de o vitalitate fabuloasă. Frumoase. Frumoase amintiri. Mai am o poezie, domnule Tudor Gheru. O, Doamne, ce aici? O, ce fotografie! Păi asta mai am să spun, cerna cu flacăra. Stați puțin să-i luăm părincă. Mircea Vintilă. Vintilă. Evandro Rossetti. Anda Călugăreanu. Anda e la micro, în fața, da, corect. Da. Anda Călugăreanu. Dan Tufaru, mi se pare. Tufaru, soțul Andei Călugăreanu. Da, da, da. La Gelu Colceag. Gelu Colceag, așa da. E. Dumneavoastră sunteți acolo lângă Dan Tufaru, da. În dreapta lui. Bine, copiii ăștia au venit. Asta, o poză făcută, cum să spun, la unul din momentele în care eu mă mai duceam. Fotografia asta, domnule Tudor Gheorghe, ar mai putea exista în România de acum cu nu. Muzică patriotică nu. Transformată în hituri, care erau de fapt hituri, nu? Nu mai putea. A ce a dispărut? Eu știu, emoția interioară, ritmul interior, vezi tu? Am testat asta eu la un moment dat, apropo de schimbarea ritmului.
aduți aminte la cena cu flacăra, se stătea până la ora 3 dimineața. Așa e, da. Înțelegi? Știau și ascultau și... Și la Antol se stă până la 5 dimineața, nu timpul e o problemă. Nu durata e o problemă. Credeți că durata nu e durata. Nu durata, da, nu, este și altceva. Adică se stă la Antol, dar nu se înțelege nimic. Adică este o, cum să spun, muzica de acolo e o chestie care se adresează în primul rând simțurilor. Aici era și de înțeles lucrurile. Eu nu mai pot să fac spectacolele mele de pildă. Am făcut un spectacol care se chema Șapte balade. Erau șapte mituri fundamentale. Începeam cu două balade, Voica, Nadolie și Șarpele, două chestii atemporale, spațiale, și pe urmă coboram încet, încet, până la aia în care ăsta își vinde nevasta, încheiam Miorița, decăderea asta noastră și încheiam cu celebra ciobanul care și-a pierdut oile încetul cu încetul. Era subtil, era bine făcut, era. Spectacolul ținea o oră și jumătate, șapte cântece. Am încercat acum câțiva ani de zile să cânt o baladă, una din alea, Voica, cu taraf, atenție, atunci cântam numai cu cobza, cu chitară, pardon. Nu mișca nimeni în sală. Acum, după 5 minute, așa e, cum se foia. Ritmul interior al individului s-a schimbat. A dispărut răbdarea publicului? Nu mai e, nu mai e. Toată informația vine tot foarte repede. Înainte, la anunți, veneau lăutarii, cântau și au luat printre mese și venea încet. Și ajungea la câte unul. Și ăla stătea, ziua pe-a lui Corbea. Da. Și începea la o boală. Și cânta la un sfert de oră. Ascultau, n-aveau grabă. Totul era pe liniște. Avea o liniște interioară. Știau că o să vină iarna, nunțile se făceau toamna, da? Să vină iarna și să odihnească și în primăvară ies la muncă și gata, s-a terminat în distracție. Acum nu-i timp să stea, nu-i timp să asculte. Acum nu mai e timpul ăla. Ne gonește vremea, ne aleargă. Fugim două, trei joburi de acolo până acolo. Fotografia asta înseamnă că a avut vremea ei. Toate, fiecare dintre fotografii a avut vremea ei. E irepetabil. Nu credeți că ar mai putea exista o adunătură de oameni care să aibă difuzoare de cântece patriotice? A dispărut muzica patriotică din România? Da. Asta și din cauza faptului că s-a demonetizat. Faptul că s-a accentuat în ultimii ani de zile, de pildă astea cu gen noi suntem români, superb, da? Așa e. Dacă tot îl cânti de un milion de ori, zice, bine, nu mai gata, lasă, suntem, știu. E un public diferit în Cluj față de Iași? Da. Publicul e acela, sentimentele sunt aceiași. Totul depinde de artist și de nivelul lui de a se adresa. Adică, ai cum? Acele sentimente sunt și în Banat, acele sentimente sunt și în Ardeal și în Moldova. Și Olteanu e altul decât ardeleanu. Are un... Nu depinde, cum să spun. Eu n-am făcut niciodată. E român, dar are... Cum să spun? E exemplul cel mai bun. Ar fi, să-ți dau eu, de pildă, cu Amza eram. Cu Amza Pelea. Cu Amza Pelea. Ca să apropo de cum sunt oltenii. De cum sunt oltenii. Da. Și mi-a întrebat, zice, bă, micule, hai bă până în piață să vedem mai găsim. Ne-am oltean de la adevărat. Și ne-am dus în piață la Craiova. Bine, eu eram la începuturile mele, Amza avea barbă, filma Daci, mi se pare, sau nu știu ce. Da, dar avea barbă. Și eram îmbrăcat într-un costum de ăsta de... militar, de camuflaj, știi, numai el și Sergiu Nicolescu aveau voie să poarte ele. Am zaportat de asta din când în când. Și ne-am dus în piață la Craiova. Piața veche, piață mare, celebră piață în Craiova. Tot mers și ne-am dus așa, și am trecut.
Bicolo, 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 bicolo. Să căutați Oltenia. Să găsim pe ăla, da. Ăla, ăla, omul ne trebuia. Și am zis, cred că ăla, la brânză. Hai, băi. Și ne-am dus. Spun, duc așa, cu o cămașă strânsă. Uite, să-i cape ochii din cap, strânsă. Cu nasul de piatră, o vestă, tot așa, cu nasul de piatră. O pălărie care bătea în albastru, așa, o chestie de asta. Și care striga marfa, înțelegi? Bine, umblând prin toate piețele din țară, că și eu, nebunia asta, știi? În orice oraș mă duc. Vă place să vedeți oameni. Prin piață mă duc, înțelegi? Mă duc la Sibiu, cumpăr niște tarcăn de acolo, niște borcane cu tarhon, pe care numai acolo îl găsesc așa ca la mama lui. Mă duc în Timișoara, mă duc în piață, mă duc peste tot. Vă plac și oamenii, că vă duceți mai bineînțeles, da, bineînțeles, da, bineînțeles, mă uit și văd. Și... Deci ați ajuns la Olteanu. Da, și eram cu Amza în piață. Dacă în piață în alte e liniște de obicei, știi? Nu s-aude mai nimic. În Craiova e acolo și ripituri. Toată lumea striga marfa. Brânză, ia-o, ia uite-o! Da, am de care vrei, și mai veche, și mai nouă, și mai sărată, și mai ca, și mai e. Ia urda, ia uite, pleacă de aici! Ia, uite, cât de ulei umblă! Da, da. Și am zis, se duce la ăla și zice... Bătică, zice, vreau și niște brânză. Da, de care doriți? Mai veche, mai proaspătă, mai caldă, mai... Eu aș vrea o brânză mai specială. De care vrei, am de care vrei și specială? Pentru un doboș tort, ai? Doboș tort? Ce să stai? Pauză la... O brânză pentru un doboș tort, așa avea nevoie. Și dispare sub teșgheaua aia. Nu se poate. Și stă acolo, preț de vreo 2 minute. A adunat din găleata cu brânză toate resturile alea care îi mai rămăsese. Da, 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 da. Și le-a făcut așa un cocoloș, înțelegi? Și ieșise în ușor, s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, urmă așa că... conspirativ. Luați-o repede. Să nu mă vadă ăștia, că vă spuse că nu mă am. Excelent! Olteanu! Excelent! Adică v-a vândut o instanță, dar vă sumă de... Da. Excelent! Dani, așa s-a fost vreodată la vreo piață? Doamne, am și acolo amintire. Altfel se vând brânză, altfel se vinde brânză. Da, acolo am fost cu alt impresar. Doamne, era perioada cireșelor. Era perioada cireșelor. Și ne-am dus în piață. Și un moldovan blând și frumos, stătea așa, morcom, meditativ. Da, da, da. Și mai gonea, avea o pălărie veche și mai gonea câte o viespe. Și zicea, șireșe. Morcom așa. Șireșe. Da, păi dacă li vrei bine, dacă nu, șireșe. Nu. Și dădea așa cu pălă. Și îl întreba nea Virgile, zic, omul ăsta ce? Bă, necă, ce, cred că vrea să-și vândă cireșele. Ia să vedem. Bă, ce, cu cât le dai? Păi și ne întreabă 4 lei și ne cumpăr cu 3 lei. Ți le iau eu pe toate cu 2 lei, mi le dai? Olteanu! Înțelegi? Cum adică pe toate? Pune pe toate, toate astea că sunt aici, le cântărâi și le iau. Cu 2 lei, mai pleci acasă, ce să mai stai aici, ce să mai... Dacă zici mă tare că le iei pe toate, ele mă iei pe toate. Dragă. Da, dat ăsta banul, a plecat. Dar Virgile, ce facem noi cu atâtea cireșe? Stai o țără. Le-a aranjat așa frumos, s-a așezat în spatele și a început. Ia uite-le! Ia uite-le pietroasele! Ia uite-le cum vin! Nu, nu vă grăbiți, doamnă! Ia gustați, ia gustați, doamnă, să vedeți! Le-a vândut el! Cu 3 lei! Le-a vândut el! Cu 3 lei! Olteanu le-a luat și le-a vândut, a făcut și afacere. Excelent! Stai spirit! Ia că diferență! Stai spirit! Da, așa e, da. Frumos. Dau poezia, domnule Tudor Gheorghe. Ce fotografie asta! Mamă, ce fotografie! Îi cântați lui Cioran și lui Marin Sorescu. Dom'le, aici am avut o întâlnire, o revelație extraordinară. Amândoi erau bâlbâiți. Și Cioran și Sorescu. Și am asistat la cea mai fabuloasă discuție la care eu nu înțelegeam nimic. Și ei discutau, mă. Cioran zicea, dragă Marința, am citit ultima carte, Viziunea Viziunii, în
în capitolul 2, după declarația Sorescu, ce? Nu, nu, la, după aceea, dar să știi că a patra pagină este cu, acolo a fost că și, bă, ei comunicau dincolo de cuvinte, înțelegi? Înțelegeau, se înțelegeau. Dincolo de vorbe, nu mai aveau nevoie de cuvinte, decât își începeau cuvintele. Și i-am cântat lui Cioran și l-am, bine, a rămas fascinat și l-am întrebat. Domnule Cioran, mi s-a spus că nu vreți, nu prea vorbiți limba română. Mai scrieți limba română. Da. Și mi-a zis, dragă, zice, da, eu când am plecat din... de la mine din Reșenari. Am plecat și am ajuns la Paris, am jurat să devin cel mai bun stilist de limbă franceză. Ceea ce a și realizat. Pentru asta am trebuit să uit limba română. Și n-am mai vorbit limba română. Păi dar totuși cu mine acum vorbiți limba română. De ce nu vorbiți mereu limba română? Dragă, pentru mine cuvintele sunt grele, au sens. Cuvintele mele nu zboară, ele sunt adevărate. Pentru mine fiecare cuvânt din limba română doare. Eu dacă spun cuvântul roată, nu mă gândesc decât că e o roată. O roată se învârtește, fie că e de camion, fie că e de tren, fie că e de ciof. Și toate, îl merg în drum și toate drumurile astea mă duc la Rășină. Mă duc acasă. Fiecare cuvânt din limba română mă duce acasă. Ce frumos. Și eu vreau să, am vrut să rup definitiv cu casa mea. Dorul de casă. Da. Și acum începe nebunia. Deci ăsta, Cioran n-a mai vrut să vorbească română. Da. Nici să scrie în limba română. Nimic. Înțelegi? Da. Fac o paranteză, eram la Chicago cu un prieten pe care îl cununase Mircea Eliade și zice, hai să-ți arăt unde a fost... omorât Pulianu, mă rog, așa, la Universitatea din Chicago și să trecem și pe la casa lui Eliade. Poate o găsim pe doamna, Eliade murise. Și ne-am dus acolo și a ieșit o cucoană și l-a întrebat Stelian, doamna Eliade, a zice, doamna, nu e aici, e plecat în Europa, e plecat în Franța pentru că a chemat-o doamna Cioran, pentru că domnul Cioran e în spital și nu mai știe limba franceză, nu vorbește decât română și doctorii nu se înțeleg cu el. Fantastic. Și a chemat-o pe doamna Eliade. Translator. Incredibil. Dumnezeu i-a dat la sfârșitul vieții o boală care l-a făcut să se întoarcă la limba lui. Extraordinară chestie. Cum a fost Dumnezeu aici. Extraordinar. De la omul care n-a mai vrut să știe limba română. Dumnezeu i-a zis, te întorc din amul. Da. Fantastic. Cât a fost în spital, n-a mai știut limba franceză. Limba română. S-a întors la finalul vieții în limba lui. Deci asta este poveste extraordinară. Ura totuși România cu o iubire grea. Adică... Nu, la el, cum să spun, sentimentele... Sau o iubea cu o ură, nici nu știi cum era. Sentimentele lui Cioran sunt stranii, sunt... Ce îi cântați aici? Ce melodie? Aici am cântat Coada de Flori, mi-aduc aminte și a rămas fascinat de câtă Mărie. Mărie și Carul de Flori l-am cântat. Îl lăsăm pe Cioran, îl lăsăm și pe Marin Sorescu. Aici sunt cu Laurențiu Ulici. Laurențiu Ulici. Un bun prieten, un critic excepțional, moarte într-un stupid accident, intoxicat cu... la Brașov, intoxicat cu monoxid de carbon la un prieten în casă. Așa a murit Ulici? Așa a murit Ulici, da. E și el și șoferul. Dom'le, eram la Desești, în Maramureș, invitați de un prieten jurnalist, care chemase acolo o pleiadă de intelectuali aleși, în frunte cu Nichita Stănescu, Gelu Ionescu. Gelu Ionescu era nepotul lui Eugen Ionescu și era un ilustru critic literar care, mai puțin cunoscut, pentru că a plecat și transmitea la Europa Liberă pagine culturale. Ioan Alexandru, Mircea Micu, Vâlpescu, o echipă, înțelegi? Eu am ajuns ceva mai târziu în satul ăla, la Căminul Cultural.
am venit cu avionul de la Baia Mare și m-au dus primul secretarul cu propaganda, m-a așteptat o mașină și m-a dus la Desești, acolo m-a rămurit și unde erau ăștia toți. Erau pe scenă. Ei, când am ajuns, au început să baie ramul, ca să zic așa, de mai multă vreme. Mirosea a petrosin, aia de dusele pe jos, așa, petrosin, a tocană de oaie și a horincă, dragă. Miros îmbietor. Veniseră niște dănțăuși, formal, și jucau muzică, pe muzică tradițională. M-au invitat, gălăgie, petrecere. Da, da, da. M-am urcat pe scenă și eu, imediat să mănânc și eu să beau. Și mă uitam în sală. Primul lucru care m-a șocat. Nikita, în puloverul ăla lui. Nikita Stănescu. Da. Mare, Gel Ionescu era subțire ca o sabie așa. Dansau amândoi. Cum adică dansau amândoi? Da, mă, să-ți, cum dansau ăia moroșeni, înțelegi? Da. Adică bărbat cu bărbat, Nichita Stănescu împreună cu... Da, în loc de... N-avea femeie da, și dansa da, 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 acum. Da. Și eu mă râdeam de mă... Cum adică? Să-i vezi pe ăștia doi dansând? Da, da. Nu, dar... Și... încercând să joace ca ăia. Da. Și Gel Ionescu m-a văzut râzând. Și mi-a dat o replică mortală. Ce e tu, Dore? Râzi? Păi cum să nu râd? Mă uit la voi și mă uit la ei. Și pe mine mă mingă-i gândul că ei nu știu pe cant. Ăștia erau oamenii, dragă, înțelegi? Da. Ăștia erau oameni. Mai am o poveste. Încă o poveste. Alexandri. Într-un film, era mai tânăr, a trebuit să mă întundă din păr să semăn cu Alexandri. Cu Papaianii sunteți aici. Cu Papaianii, da. Aici s-a întâmplat un lucru extraordinar. Veneam, stăteam la Piatra Neamț la hotel și filmam la Mircești. În conacul lui, Bardului. Mi-a zis Vitanidis, zice, mă, vezi că ești Alexandri, lasă-ne-c tu, ești boierul, era frig. Vitanidis, regizor. Regizorul. Și aveam un cojoc mare și zice, tu acum, ca să intri în atmosferă, până aranjăm noi lumina, până chestia de asta, plimbă-te puțin el așa, până, că nu se lumina se de ziua, înțelegi? Și ne-am plecat așa să mă plimb prin sat. Mă, au întâlnit cu unul, beat mort, îmi dai seama. Când a dat cu ochii de mine, a căzut în genunchi. Coneva slimatale ești. Și cu tine, măi băiat, eu gata, eram Alexandru. Și cu tine, măi băiat, e halăi, stai ajuns. Nu-i vina mea, nu-i vina mea să mă ierte Dumnezeu, Coane Vasile, păcatosul șala. M-au desfăcut un bătoi de vin și am băut cu el și cu primarul și cu aia. Ne-am făcut, iartă-mă, n-am știut cât e între... Ați băut tot vinul? Păi n-am băut tot vinul, n-am domn... Eu dau bijană și mi-o aduci la conac, în bidon. Acum? Coane Vasile, acuși mă duc ca vântul și ca gândul în apus matalii. Bă, și-a plecat să ia vinul, înțelegi? Eu m-am întors. Nu le-am spus la așa. Eram Alexandri. Ei aveam o scenă în care eu eram la șemineu acolo și venea Papaianii. Venea întâi un băiat de casă și spunea, Coane Vasile. Și a venit un băiat, zice, cam murdar el, zice, el vrea să vă vadă. Zice că vine de la Plevna. Păi poftește, zic, poftește pe băiat, poftește. Ăla vine, Coane Vasile. Eu tare începe să povestească Papaianii. Iar că sunt cu asta murdară pe mine din orei și de gloanță, și mă vorbe de asta, știi? Și zic, măi băiete, hai să bem un pahar de vin. Uite, vezi, paharul ăsta, și am luat un pahar pe care mi l-a dus, este de la Muzeul Cuza de la Iași. E paharul din care a băut domnul Cuza. Hai să bem un pahar de vin. Dom'le, paharul avea, mare era, 250 spre 300 de mililitri. Pocal, da. Și Papaianii la fel, un pahar de ăsta mare. Și ne-a pus și aveam de zis următoarea vorbă. Ce fericit ar fi astăzi domnul Cuza dacă ar fi apucat această zi. Cam așa ceva. Vărsam o picătură de vin și beam paharul așa cum trebuie până la fund. Am terminat de băut paharul. Stop, oprește!
Bă, ce mama dracu faceți, bă? Oamenii ăștia sunt aici și treceți prin fața reflectoarelor. Uite, uite așa a făcut lumina. Bică, Tudore, vă rog frumos, hai mă, încă o dată. A fost foarte bine, a fost foarte bine, dar au stricat ăștia. Umpleți paharele. Ce fericit ar fi fost domnul Cuza dacă ar fi apucat această zi. Pa, aveți vin. Nu se poate, bă, nu se poate, aveți bă. Aveți vin în pahar, adevărat. Da, 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 vin adevărat. Adevărat. Nu se, iar, criză de isterie, ce, nu există. Nu ți-am spus să nu treci prin cadrul ăla, că se vede pe la fereastră. Te-ai găsit tocmai acum să crești. O, trecut un tâmpit. Bică, Tudore, fiți drăguți, iertați-mă. Bică nu, fiind papaiani. Papaiani. Da. Încă o dată. Hai, încă o dată. Umpleți pahar. Bun. Ce, care e replica? Ce fericit ar fi fost să-mi spune dacă... Da, ce fericit. Hai, hai băi, hai concentrați-vă. Motor, filmăm, tras, trei, pap. Al treilea pahar de vin. Ce fericit ar fi fost domnul Cuza dacă ar fi apucat el ziua asta. Da, bă, da, bă. Ha, hai bă, nu vă bate joc, mă. Na. Puțină concentrare, ce dracu. Umpleți paharele. Al patrulea pahar. Deci un kilogram pe căldura reflectoarelor, înțelegi, în 10 minute. V-a făcut praf. Înțelegi? Ultima. Hai, hai băi, hai că se poate, hai, concentrați-vă. Umple pahar. Mă uit la papaia, se uită la mine. Nu mai zic nicio replică. Noroc, papaia zice. Ai o țigară? Mă, nu mai... Gata era. S-a terminat. Niciun. Ce s-a întâmplat? Era ziua lui Nicolae Girer, de operator, care trebuia să fie făcută la Piatra Neamț. Și a spus, bă, zice, toată șmecheria este să-i îmbătăm pe ăștia doi. A ieșit prima, a fost perfectă, niciun fel de problemă. Adică a fost... Ei voiau să ne îmbete, ce da, se da, mai... Să ca să lăsăm să doarmă liniștiți la piatra. Noi să facem petrecere, facem mișto de ei. Ceea ce s-a și întâmplat. Au scăpat. Ceea ce s-a și întâmplat. Nebunia care e? Că a venit ăla cu bidonul. A venit ăla cu 20 de kg de vin. A venit, s-a trezit. A venit ăla de Alexandrie. Da. Da, s-a trezit. S-a trezit și rușinat. A văzut reflectoare, a văzut... A, când s-a întors cu bidonul și-a dat seama s-a trezit între timp, da. Și-am ieșit eu, Alexandri, beat, că de data asta era... Era invers. Vină, bă, pa! Aoleo! El era treaz. Excelent. La intrare aici, cum se iese din clădirea asta, e un grafic așa pe un zid, scrie cu Ovadis. Unde ziceți că ne ducem? Din lumea asta, în care lumea asta fotografiilor. Unde ne ducem lumea cu voi? Eu nu știu, adică mă gândesc cu oareșcare îngrijorare, dar pe de altă parte constat că așa cum evoluează din punct de vedere rapiditatea cu care evoluează tehnica de astăzi, viteza cu care se miniaturizează toate, felul în care, mă uit la nepotul meu, receptează ei universul lor cu noile bazme de astăzi care sunt altfel, cu extratereștri, cu jocuri, video, cu toate astea, s-ar putea să fie o lume, de o anume poezie, probabil, nu-mi dau seama. Are și ea poezia ei. Are fără dor și poate, are și ea poezie, are și ea poezia ei. Asta contează. Da, normal. Mai am o fotografie, domnule Tudor Gheorghe. Îl văd aici pe Ștefan Iordache. Observ că e singura fotografie color. Ce-ai făcut-o de curând. De curând, da. De curând. Adică eram în Belgrad. Făcusem spectacolul cu Titus Andronicus. Titus Andronicus, în care Ștefan juca
Titus Andronicus și eu eram fratele lui Marcus Andronicus. Mm-hmm. Premiera acestui spectacol pus în scenă absolut senzațional de Silviu Purcărete a avut premiera la Tokyo. Tokyo. Și asta e făcută în Belgrad. Asta e făcută la Belgrad. Că văd o Dacia în spate. Ați mers mașină? Nu, era o mașină pe acolo. Și ne despărțisem de Puzlovici, Adam Puzlovici. Prietenul lui Nikita. Da. Și cu ăsta, ce aventură am avut și cu el. Și L-ați cunoscut? O, Doamne, am o poemă extraordinară despre mine, despre el și despre Ștefan, pe care a scris-o Puzlovici. O minune. O minune de poemă. Și voiam să spun de Iordache. Doamne, era de un profesionalism desăvârșit. Am băut împreună. Era un iubitor de vin. Era. Clar. Da, și de whisky, da. Nu numai de vin. Dar avea o religiozitate evidentă față de profesia de actor. Niciodată când avea spectacol, cu 24 de ore înainte, nu s-atingea de ceva. Mai mult decât atât, am trăit cu el o experiență, atunci mi-am dat seama ce tărie fantastică de caracter poate să aibă acest om. El filma în cel mai iubit dintre pământeni. Făcuse o parte din film și cum e în cinematografie, trebuia să filmeze acum când iese din închisoare și trebuia să fie slab. Trebuia să slăbească 15 kg. Și în perioada asta noi am plecat la Tokyo. Ștefan Iordache n-a văzut orașul Tokyo. Mă ruga pe mine seara când mă întorceam să-i povestesc ce am văzut. Fantastic. A stat în cameră în permanență și zic, bă, ți-aduc niște sake. Nu. Mă, gustă, guști, să vezi cum e. Eu nu gust. Eu dacă mi-ai dat să beau. Nu. Și două săptămâni de zile cât am stat la Tokyo, am avut spectacole, Ștefan Iordache n-a știut decât hotelul, sala de spectacole, hotel, sala de spectacole. Ce făcea? Nicia. Stătea. Stătea? Stătea și dădea pasențe, citea, se gândea, n-a vrut să iasă nicăieri. Mânca ce aduceam, ciugulea, nu mânca. Ca să slăbească. Da. Ce-a și slăbit, adică, îți dai seama, ce forță extraordinară. Da. Ce forță extraordinară în el, câtă nerăbdare și... Au făcut cu el seri frumoase la Șarpele Roșu. Am fost la el acasă la Gruiu. Soția lui, nepoata celebrului Tonița. Da, Mihaela. Vreau să spun că am fost la el odată cu Săraru. A venit Nelu Ploieșteanu. Mm-hmm. Iordache l-a făcut om. Așa e, da, cu Dinică. Da, Iordache l-a făcut om. Și am petrecut cu el la Gruiu acolo, am dormit acolo la el. Îi plăcea să se refugieze, să stea. Îi plăcea foarte mult, el olteam la bază, mm-hmm. la Calafat. Mm-hmm. Și i-am cântat eu odată, nu știa ăsta, acordeonistul, Nelu Ploieșteanu. I-a cântat Băiețel din Calafat, la chirie, ce ai cântat? Era fascinat. M-am dus că mi-a fost drag. Ați bătut toată țara cu marile nume, cu mari actori. Da. Îmi povestea soția mea Edinineu și îmi povestea cineva de acolo că v-a văzut adeseori inclusiv în orășele astea mici. Aveți bucuria de a merge în orășele mici. Mi-aduc aminte. Bătusem toată țara. Și la Ineu ne-a invitat primărița de acolo, cred că era primăriță. Și ne-a dus, era o fabrică de ciorapi. Da, da. Era o fabrică de ciorapi și ne-a dus să vedem. Să le dau și ei cu realizările. Și aveau, da. De atât. Și ne-au dus și am intrat în sala de control de calitate a ciorapilor. CTC-ul, da. CTC-ul. Da, da, da. Mă, când am intrat, ne-am uitat la Amza, a început să râdem, ne-a pus mâna așa, pentru că era
50 de picioare de femei în poziție ginecologică, stăteau așa crăcite în sus, înțelegi? Da. Și veneau alea și băgau ciorapii pe ele să vadă unde sunt ochiurile sărite, da. Care era... Și noi când am văzut atâtea picioare ridicate în sus, îți dai seama ce eram și în mintea mea și aluam zără. Oltenii. Dom'le, și când am ajuns la Arad, după spectacol, ne aștepta președintele Consiliului de Comitetul de Cultură Băzăvan, minunat de altfel, la restaurant jos, cu o masă pregătită și spunea, zice, hai că m-a adus niște vin de la Șiria, un vin foarte bun, niște fripturi cu tare și beți, mâine aveți spectacole. Aveam două spectacole pe zi. Două. Da? E bine, m-am dus la Amza în cameră să-l chem. Mi-a zis, bă, micule, nu merg, că nu mă simt bine. Ce ai, mă, bim, pam, bim, pam, nu pot să mănânc, nu pot să dau nimic. M-am coborât la Neatiti Bălteanu, era interesat la noastră. Neatiti Amza, nu vrea. Ei, lasă, mă duc mai colo, îi duc ceva în cameră. A doua zi dimineața, la micul dejun, Amza n-a venit, vine Neatiti, disperat. Lua Amza e rău, zice, nu e bine. Nu vrea, n-a mâncat nimic, nu vrea nici să mănânce. Hai la el, m-am dus sus. Bă, mergem la un spital ceva, nu. Mergem acasă, mergem la București direct. Păi avem spectacole două. Rămâi tu și faci spectacolele amândouă. Păi mă omoară lumea. Clar, că scrie Amza pe alea Tudor Gheorghe, eu nu fac așa ceva. Da. Nu se poate. Ne-am luat biletul de avion și am venit la București. La Elias, direct. A venit să înțeară primul tomograf. Nu intra oricine la el. Amza era Amza. Da. Și l-au dus, l-au pus, l-au scanat și a ieșit doctorul și mi-a spus neamărina nostru se duce. Cancer. Stadiu terminal. Incredibil. Așa că ultimul spectacol făcut a fost la Ineu cu Amza. Pe urmă am plecat în America. El începuse tot felul de tratamente, îi dăduse Păunescu, îl trimisese pe, avea un... Alternative, da. Da. Era un, mai știu cum îl chema, tip minunat de altfel, care simțea așa, punea mâna, simțea unde energie, trebuie. Da. Și trecuse pe nu știu ce verdețuri, pe ovăz, pe... Și m-am dus la el să-i spun că plec în America și mi-a zis, bă, Nicule, cum mai slăbise, stătea întins în pat. Când mă întorc, nu mă mai, când te întorci, nu mai găsești. Eu zic, ce vorba e asta, mă? Bă, mă, fii cu minte, abia așteptăm să vin și plecăm, dracu, în turneu din nou, că așa de frumos a fost toată perioada aia în care am făcut spectacol și amintiri frumoase și am început eu să vorbesc. Domnico, a venit Domnica, nu? Adu un par de vin. Am zis, că n-ai voie, mamă, nu e. Adu un par de vin. Dă-o, bă, cu tine, ultimul. Am băut un par de vin, am plecat. Eram la New York, stăteam la misiunea română, jos la parter era sediul Taromului. Am coborât, veniseră piloții de la Airport Kennedy și au spus, zice, să știți, tovarășul Tudor, că azi a murit Amza, pentru că ei veneau contrafusor orar din Europa. Mă aveam de făcut două spectacole eu și am zis, din clipa asta nu mai fac niciun spectacol acasă. Că nu se poate, că ambasada doare în cot. Când am venit acasă, murise și el și Nikita. Au murit la o săptămână în urmă.